videoclip din partea voastră. Nu mai pot să vorbesc. Da, abia m-am trezit. Bună dimineața! Astăzi este o zi minunată, este însorit, m-am trezit cu un good feeling și mi-am propus să fac un videoclip legat de rutina mea de dimineață. Trebuie să vedeți, abia m-am trezit. Și primul lucru pe care îl fac în fiecare dimineață este să-i trimit un mesaj lui Kaiser, să văd ce face el, dacă s-a trezit, ce planuri are pe această zi, ca să știu și eu cum să-mi organizez ziua mai bine, dacă mergem la sală împreună, dacă mâncăm împreună, dacă ne vedem mai târziu. Bineînțeles că următorul lucru pe care îl fac este să îmi verific rețelele de socializare, să văd dacă mi-ați mai lăsat voi comentarii pe YouTube, dacă am primit comentarii pe Instagram, cine mai dă follow, eventual vă mai stocăresc și eu puțin pe voi să văd care este audiența mea, să vorbesc cu voi, să vă răspund la mesaje, să-mi verific e-mailurile și, nu în ultimul rând, îmi place să știu ce se mai întâmplă prin lume. Am eu câteva site-uri salvate și câteva canale de YouTube pe care le urmăresc și de acolo mi-au toate informațiile. În opinia mea, este bine să fii informat, este bine să fii conștient de ce se întâmplă în jurul tău, nu neapărat în țara ta, ci peste tot în lume, pentru că este important pentru viitorul nostru, dacă vă alegeți o carieră sau dacă vreți să vă mutați în altă țară, este bine întotdeauna să fiți conștienți de cam ce se întâmplă în afara pereților noștri, doar așa, să fim conștienți. Camera mea este sus. Am călcat pe ceva. Eu una nu pot să-mi încep ziua fără soare, de fiecare dată simt că soarele mă bine dispune și parcă am așa mai multă energie, mă trezește și pot să-mi încep ziua mai bine. Și clar că aveți nevoie și de aer proaspăt. Camera este puțin instabilă pentru că îmi folosesc propria mână pe post de tripod. Îmi place la nebunie felul în care arată pielea mea în ultimul timp. Puteți să vedeți că totuși este mult mai fină, mai netedă, este mai hidratată și acest lucru este datorită faptului că am început să beau mai multă apă. Voi știți, dacă mă urmăriți de ceva timp, din celelalte videoclipuri mai vechi, că mie îmi place să-mi încep fiecare dimineață cu 1-2 pahare cu apă. De obicei beau și cafea, însă în ultimul timp am încercat să elimin acest obicei și să beau cafea doar atunci când simt nevoia, așa că ce fac este să-mi încălzesc puțină apă și să storc așa o feliuță de lămâie în ea și simt că acest lucru mă pregătește mult mai bine pentru micul dejun propriu zis, îmi dă un plus de energie și per total mă trezește la fel cum făcea și cafeaua. În timp ce îmi beau apa cu lămâie, mi-am făcut un obicei să mănânc în fiecare dimineață și câteva nuci, câteva surse de grăsimi naturale. Am aici câteva migdale și de obicei mănânc 2, 3, 4, câte simt nevoia. Iau o linguriță de in care a fost sfărmat pentru că nu poate fi absorbit de stomac în forma lui boabe. Câteva semințe de bostan, floarea soarelui, susan, la fel o linguriță, semințe chia, tot o linguriță, nuci, caju și aici avem goji. Pudra asta de curcuma o folosesc când mănânc prânzul, pot să o pun peste absolut orice, chiar și la cină, peste cartofi, orez, paste, peste absolut orice. Este un antiinflamator foarte puternic. Totodată, în fiecare dimineață, mi-am făcut obiceiul să iau și o linguriță de ulei de pește. Am găsit forma aceasta la sticlă, dacă pot să o scot. O țin în ambalaj pentru că trebuie protejată de razele soarelui, dar la sticlă este mult mai convenabil să luați o linguriță în fiecare zi și chiar are un gust ok, nu este deloc scârboasă, cum am crezut eu la început. Și câteva semințe, doamne! Două pasiulete de spirulina cu micul dejun, apoi două la prânz și două seara. Nu o iau întotdeauna, ci o lună, două luni pe an în sezoanele astea de tranziție, gen primăvară, toamnă, când simt că imunitatea mea nu este la fel de puternică cum ar trebui să fie și toți virusii sunt întoi. Așadar, acesta este micul meu dejun momentan, de fapt un pre-mic dejun, pentru că mănânc semințele astea și, sincer, nu mai este foame până la ora 11-12 și atunci mănânc o banană, mănânc un măr și eventual două felii de toast cu, stați să vă arăt, cu unt de arahide și trebuie să cumpăr altul pentru că acesta deja e empty. Dar cam așa e micul meu dejun. Tocmai am făcut un duș, mă simt mult mai bine, mult mai fresh, mai revigorată și urmează să-mi încep ritualul de îngrijire al
feței. Vă ziceam eu că în ultimul timp tenul meu arată mult, mult, mult mai bine și pe de o parte acest lucru se datorează faptului că am început să beau mai multă apă, să mă hidratez mai bine și asta vă recomand și vouă că tot vine anotimpul cald, însă mi-am schimbat și ritualul de îngrijire al feței. Dacă înainte obișnuiam să-mi fac o mască seara, cam o dată pe săptămână sau când îmi mai aduceam și eu aminte, în ultimul timp am început să acord o atenție sporită tenului meu și dimineață, să-l hidratez mai bine folosind creme și măști. Și foarte recent am descoperit un dispozitiv care chiar mi-a schimbat așa puțin viața, pot să vă zic că îl ador. Și tan-tan-na-na, vorbesc despre acest dispozitiv care arată atât de drăguț. Ne asultăm, suntem roz. Se numește Foreo UFO, eu îl am de pe Aoro, puteți să-l găsiți pe site, am să vă las toate linkurile în descriere. Și am avut ocazia să-l încerc și vă spun că nu se compară cu măștile acelea pe care le pui 20 de minute pe față, trebuie să aștepți, trebuie să nu te miști ca nu cumva să se miște și masca. Este foarte ușor de folosit, un tratament cu acest mic dispozitiv durează 90 de secunde. 90 de secunde pentru o mască facială. Diferența dintre acest produs și o mască obișnuită este că produsul Foreo vă transformă întreaga rutină de îngrijire a tenului într-o experiență spa, adică te simți și tu mult mai profi, mult mai răsfățată la tine acasă. Cu acest produs, în schimb, pui masca, are aici un dispozitiv unde pui masca și o ajustezi și este ținută de un mic inel transparent, îl activezi, are un buton on și are 3 tipuri de lumini, lumină roșie, verde și albastră, fiecare cu proprietăți diferite. De exemplu, lumina roșie are proprietăți anti-aging, de altfel, produsul fie încălzește masca, fie o răcește. De exemplu, efectul acesta de răcire este de preferat dimineața pentru că vă revigorează pielea, vă acea senzație de prospețime și puteți să citiți foarte multe despre acest produs. Eu l-am încercat și îmi place foarte mult faptul că este foarte rapid de utilizat, foarte ușor de utilizat, pur și simplu 90 de secunde, 1 minut și jumătate, e ca și cum aș spăla pe dinți, știți? Foarte, foarte rapid. Mi-am zis că ar fi interesant și pentru voi să vedeți într-adevăr cum funcționează și am atașat deja măscuța la produs, am securizat-o cu acest inel de plastic, are aici un buton on, am să-l apăs ca să vedeți că se aprinde. Asta înseamnă că masca se încălzește, are timp 10 secunde ca să se încălzească cu adevărat, să ajungă la temperatura potrivită pentru a putea fi aplicată pe față, iar atunci când produsul începe să vibreze, știu că este gata de aplicat. Produsul a început să vibreze așa că l-am aplicat deja pe față, nu am vrut să pierd cele 90 de secunde ale tratamentului. Trebuie aplicat pe întreaga față, dacă puteți și pe nas, pe obraj, pe bărbie, pe frunte, absolut peste tot și este o senzație foarte, foarte plăcută. Produsul este neted și alunecă foarte ușor pe față, vibrează în continuare ca să intre particulele mai bine în piele de la mască și îmi place faptul că fie răcește, fie încălzește masca. Eu una m-am îmbăcat extraordinar de bine cu produsul. Mie una îmi place la nebunie senzația pe care mi-o lasă la sfârșitul tratamentului, faptul că mă simt mai revigorată, mai refreshed, îmi lasă pielea mai proaspătă, mai hidratată și chiar într-adevăr merită. Știu că este o investiție, însă eu una aș face orice ca să mențin pielea hidratată și sănătoase pentru o perioadă mare de timp, pentru că știți și voi, razele ultraviolete, toți factorii de mediu, la un moment dat tot vă îmbătrânesc pielea și chiar este bine să aveți grijă de ea, să o hidratați, să folosiți măști și în fiecare zi, nu numai o dată pe săptămână sau când vă aduceți aminte așa cum făceam eu. Ok, tratamentul meu este gata, s-a terminat, nu mai clipește lumina. E fain, îmi simt pielea mult mai curată, ce pot să vă zic. Produsul încă nu s-a uscat complet, o să mai dureze, cred că 1-2 minute până se usucă complet, însă pielea mea se simte cu totul altfel și parcă am și eu altfel o stare de bine atunci când îmi simt pielea mai curată. Eu una chiar vă recomand din prisma beneficiilor pe care le aduce și a beneficiilor pe care le-am simțit chiar eu pe pielea mea. Puteți să intrați pe site-ul Aoro și să vedeți acolo toate detaliile. Chiar vă recomand să mergeți pe orice website și să citiți despre produs, să vă faceți propria voastră opinie înainte să faceți o achiziție. Știu că este o achiziție, dar merită. Aceasta este rutina mea de îngrijire a tenului. Nici nu mai trebuie să aplic o cremă hidratantă acum pentru că încă simt produsul și îmi simt pielea foarte hidratată, foarte, foarte, foarte netedă. Așa că următorul lucru pe agenda mea de dimineață
este să mă pregătesc pentru că mergem la sală. Oh, hello! Nu m-am văzut acolo. Vreau în schimb să vă zic că în zilele în care nu am timp să merg dimineața la sală, ceea ce fac este să fac câteva exerciții acasă. Și am postat chiar recent pe canalul meu de YouTube un videoclip cu ce exerciții fac acasă, doamne, la sală pentru abdomen. Și puteți cu siguranță să luați acele exerciții și să le faceți acasă. Sunt simple, nu vă trebuie absolut niciun echipament. Și am câteva videoclipuri și pe Instagram legate de ce alte exerciții puteți să faceți acasă și pe care le fac eu acasă când nu am timp să mă deplasez la sală. Dar astăzi este o zi incredibil de frumoasă și nu vreau să mă petrec acasă, iar asta înseamnă că îmi fac bagajelul și merg la sală. Iar noi ne vedem cu ocazia videoclipului viitor. Pa, pa!